N-o servus de la Cluj. Și ca să încep cu proverbul sau cu zicala aia românească, cu vrabia mălai visează, îmi aduc aminte că de ori de câte ori vă recomandam poate cel mai bun obiectiv, cel puțin din punctul meu de vedere, vă vorbeam despre obiectivul de 50 de mm la f1.8, potrivit oricărui începător, dar și unui profesionist. Despre amator ce să mai vorbim, e obiectivul perfect. Dar eu nu îl aveam. Am făcut o achiziție cu banii mei, nu sunt sponsorizat deocamdată și am să vă vorbesc despre el. Și despre fratele lui mai mare sau despre concurență. Sau oricum i-am zice, vă vorbesc astăzi pe scurt despre două obiective care sunt fiecare bune în ceea ce fac. Mie îmi plac amândouă, dar hai să ajungem la mai multe detalii. În primul rând, de ce recomand obiectivul de 50 de mm? Poate că am spus-o și altă dată, poate că e cazul să o afli și tu acum. Este obiectivul care îți permite să încadrezi perfect din punct de vedere al regulilor fotografice și mă refer aici la cele puncte de interes, cele 4 puncte de interes, la intersecțiile celor 4 linii de pe ecran, nu? De ce îmi place mie acest obiectiv? Pentru că am constatat că peste 70% dintre cadrele pe care le fac la fotografia de nuntă, de eveniment, sunt realizate cu acest obiectiv. Și în continuare susțin că este obiectivul perfect și pentru studio, pentru fotografia de stradă, pentru fotografia din automotive, mai ales pentru că putem să ținem aparatul în poziția portret și vom avea niște cadre perfect instagramabile. Dar poate cel mai important aspect și punctul forte al obiectivului de 50 de mm este că după ce începi să-l stăpânești, și asta se întâmplă destul de repede, nu vei mai fi nevoit să faci crop. Cel puțin așa se întâmplă în cazul meu și economisesc o grămadă de timp atunci când fac niște cadre cu context în fotografia de nuntă, pe care o practic de o bună bucată de vreme, mult timp. Voi vorbi despre două obiective de 50 de mm, este vorba de Sony la f1.8 și de Sony în colaborare cu Zeiss la f1.4. Vă voi spune lucrurile cele mai importante constatate pe propria piele folosind aceste două obiective, dar și care ar fi alegerea mea sau ce vă sugerez și vouă, fie că vă aflați la început de drum în fotografie, fie că sunteți, așa cum am mai spus, amatori sau profesioniști. Vorbesc un pic și despre caracteristici, e foarte clar, forma acestor obiective diferă, diametru, greutatea, dimensiunile și evident centrul de greutate al acestor două obiective, evidenta diferență între f1.4 și f1.8 și faptul că niciunul dintre ele nu este rezistent 100% la apă. Cel mai scump, pentru că este și o diferență de preț consistentă, dar toate datele acestea le veți avea pe ecran, calitatea lentilelor din interior, cu o mențiune că obiectivul mai scump este ceva mai rezistent la praf și la ploaie ușoară, fapt pe care l-am constatat la câteva evenimente. Vorbind despre fotografie, diferența majoră dintre aceste două obiective este viteza de focus. Pot să spun că obiectivul mai scump are o viteză de focus de 2,5 sau chiar 3 ori mai mare, evident estimat ochiometric, dar asta am simțit ori de câte ori am fotografiat, ori de câte ori le-am comparat pe cele două în situații diferite. Și vorbind despre viteză, e foarte clar că la nuntă sau la eveniment acest lucru contează foarte mult. Mai sunt diferențe și legate de modul de focalizare. Așadar, cu obiectivul de 50 de mm f1.8, cele mai bune șanse de a focaliza le ai în modul AFS, adică alegând o singură zonă de focus, față de toate situațiile în care obiectivul mai scump, cel la f1.4, este super performant în toate situațiile de iluminare, chiar la f1.4, în modul AFC, în focus continuu, ceea ce îl face mult mai bun pentru evenimente, mai ales atunci când lumina este scăzută. Și mă refer aici la interioare, biserici, finalizând în sălile în care se desfășoară recepțiile. Evident că dacă te apucă panica, poți să pui aparatul în modul AFF, adică acel mod hibrid între AFS și AFC. Dacă consider că te pierzi în acești termeni, îți sugerez să citești din nou manualul aparatului tău sau să te uiți la clipul care va apărea aici sus. Un lucru care ne interesează pe noi fotografii este și cât de sharp este acest obiectiv la un preț foarte potrivit și recomandabil oricărui începător. Pot să spun că de la f3.2 în sus este foarte sharp în orice condiții, însă la diafragme deschise, și mă refer aici la f1.8, este blurat ușor pe margini și ușor vignetat, ceea ce dă cadrului un aspect cinematic, scoțând subiectul în evidență
pentru că este foarte sharp pe centru. Și acest lucru mie îmi place foarte mult. Îl transformă dintr-un obiectiv simplu într-un obiectiv creativ, fără prea multă editare, post-procesare. Aberațiile cromatice, adică acel fringe, acele mici defecte ale sticlelor care alcătuiesc acest obiectiv, ale lentilelor, sunt evidente, de aici diferență foarte mare de preț între cele două, dar se pot corecta destul de bine în post-procesare, în Lightroom. Eu Lightroom folosesc. Evident că în anumite situații, când lumina este puternică, dacă se face zoom intens pe cadrul respectiv, încă se mai văd acele urme albastre, acea aberație cromatică, care nu deranjează atunci când privim cadrul la 100%. Adică fără să facem zoom în el. Că doar nu suntem pixel peeperi și tot timpul să facem zoom pe toate fotografiile, zici, bă, asta e nașpa fotografia, că nu se vede foarte sharp, nu se vede foarte clar atunci când facem zoom 300%. Aman, despre ce vorbim acum? Legat de cadrele făcute cu aceste obiective, pot să vă spun 100% că clienții nu vor face diferența. Ceea ce contează este viteza de reacție, viteza de focus ale motorașelor din aparatul respectiv, chiar din obiectivul, din fiecare obiectiv, chiar dacă aparatul pe care îl folosim are un motor de focus destul de rapid. Dar viteza de focus este influențată și de motorul de focus al obiectivului sau de motoarele de focus, pentru că așa cum sunt și mașini cu două turbine sau trei, există și mai multe motoraje de focus în aceste obiective. Viteza și siguranța în fotografiere îți pot fi afectate în funcție de dinamica evenimentului dacă folosești unul dintre aceste două obiective. Dacă ai un eveniment mai chill, așa cum se spune, adică mai relaxat și nu trebuie să alegi din stânga în dreapta și mișcarea este destul de lentă, s-ar putea să faci față foarte bine și cu acest obiectiv, oricum poți să faci mai multe cadre, iar pe cele care sunt mișcate să nu le predai. Însă, dacă evenimentul se desfășoară într-o sală mai prost luminată sau mai puțin luminată, acest obiectiv te va ajuta mult mai mult, va fi mult mai ușor să fotografiezi, te vei putea concentra la ceea ce se întâmplă la eveniment, iar mai multe momente vor fi reușite. La fel, dacă fotografiezi o conferință unde se schimbă speakerii unul după celălalt și nu este mare lucru, nu este mare dinamică, nu trebuie să schimbi ca și la tenis, să te uiți în stânga și în dreapta foarte des, în momentul acela acest obiectiv mai ieftin își dovedește valoarea. Sau dacă folosești flash. Pe partea de filmare, acest obiectiv la F1.8 are o calitate plăcută, există un zgomot de focus al motorașului, însă dacă nu folosești microfon pe cameră, acesta nu se va înregistra și nu te va deranja foarte tare. Obiectivul F1.4 are și un inel de diafragmă care poate fi folositor atunci când filmezi, pe când obiectivul la F1.8 are doar un inel de focus pe care s-ar putea să nici nu-l folosești dacă nu tragi în modul manual. Acest obiectiv fiind mai mic, mai ușor, este un avantaj pentru orice gimbal, pentru orice stabilizator, dar dacă filmezi din mână, cum se spune, acest obiectiv la F1.4 fiind și mai greu, îți asigură o stabilitate mai bună și vei găsi mai ușor centrul de greutate. Nu au stabilizare in body, dar poți să folosești stabilizarea aparatului pe care tu îl folosești. Cui se potrivește acest obiectiv mic, ușor, ieftin și foarte folositor în cele mai multe situații din punctul meu de vedere? Evident, unui fotograf începător, unui fotograf amator ca obiectiv all-around folosit în fotografia de stradă, de eveniment și tot ceea ce se întâmplă atunci când ai camera în mână. Pentru profesioniști e un obiectiv minunat de backup, să-l ai acolo în rucsac atunci când crezi că îl vei putea folosi, obiectiv de backup. Dar cel mai important lucru, cel puțin pentru mine, este că cu acest obiectiv îmi transform aparatul Sony A7 III într-un aparat de vacanță și nu mai sunt nevoit să dau o grămadă de bani pe un Fuji X100 cu o terminație pe care o alegeți voi, mulțumindu-mă cu ceea ce poate face obiectivul de 50, care este, cum spuneam, preferatul meu. Practic, acest mic și ușor obiectiv transformă orice aparat într-un aparat de vacanță pe care poți să-l porți tot timpul cu tine sau într-un aparat potrivit, discret, pentru fotografia de stradă. Foarte ușor de ținut, datorită greutății, împreună cu aparatul nu cred că depășește mai mult de 1 kg. Și acum că vorbim de obiective de 50 de mm, eu recomand obiectivul Sony Zeiss la 1.4 sau Sony GM la 1.4 sau 1.2 dacă există buget, mai ales pentru aceia dintre voi care și fac bani de pe urma fotografiei. Dacă ești la început sau dacă vrei un obiectiv de buget, de backup sau de vacanță, așa cum este și în cazul meu, este un obiectiv minunat. Pentru cei care
vor să fie și în zona de calitate, dar și de buget, recomand obiectivul de 50 de mm f1.4 Art de la Sigma, un obiectiv pe care l-am avut și l-am folosit mulți ani chiar pe Sony, cu singura specificație că fotografiile trebuie editate mai atent pentru că culorile sunt mai reci și bokeh-ul este ceva mai diferit de ceea ce ne obișnuiește Sony, dar nu în sensul rău al cuvântului, să ne înțelegem. Însă și acesta este un obiectiv foarte bun, aproape la fel de rapid și pe foto și pe video ca și cele proprietare Sony la f1.4. Dacă fotografiați pe Nikon sau pe Canon, deși am vorbit astăzi despre Sony, veți găsi link-uri către obiective în descrierea clipului. Și până una alta, cu ploaia și cu tunetele de afară, îmi au rămas bun de la voi și vă spun pe data viitoare și multe îmbrățișări de la Cluj. Piu!